Bun găsit, doamne, domnișoarelor, domnilor, azi în Brașov ne întoarcem la școală, nu la școală, la orice școală, da? La facultate, la universitate direct. Doamna conferențiar universitar, dr. Liliana Rogozea. Profesor, mă scuzați, doamnă, am uitat de asta, cu profesor, conferențiar, vestat, doctor. Liliana Rogozea, prorector al Universității Transilvania, este în studio. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bine v-am găsit. De fiecare dată o plăcere să ne întâlnim cu doamna Rogozea. Știe și o groază de lucruri și știe să le și spună. Foarte important lucrul ăsta, o să mai vedeți și pe la alte emisiuni, că nu întotdeauna invitații știu ce să și cum să zică. Intrăm direct în pâine, nu? Mergem direct la înscrieri. Înscrieri. Universitatea Transilvania are anul ăsta peste 2750 de locuri bugetate. Vin studenții. Noi sperăm că da, de altfel înscrierile vor începe în data de 18, lunea viitoare, așa încât suntem pe ultima sută de metri cu ultimele pregătiri pentru concursul de admitere din acest an. O să fie mai greu, mai ușor ca în alte ani? O să fie la fel. Nu poate să fie nici mai greu, nici mai ușor. Avem din nou probe doar la medicină, muzică și educație fizică. În rest, înscrierea se face pe baza notelor de la bacalaureat. Deci nimic nou din acest punct de vedere. Cum vi se pare, probabil că ați studiat un pic piața, să zicem așa, apropo de viitorii studenți? Cum e bacul anul ăsta? Surprize mai mari, mai mici cu viitorii studenți? Nu e de glumă. Da, așa este. Sincer să fiu, n-am apucat încă să fac statisticile pe care le fac de obicei. În principal le fac după ce se termină și cu contestațiile. Dar cel puțin din ceea ce am văzut la ora actuală, situația nu este mult diferită față de cea din anii precedenți. Există un număr suficient de candidați care doresc să vină spre universitate din ceea ce știm noi în acest moment și evident că îi așteptăm la Universitatea Transilvania cu număr de programe egal cu cel de anul trecut, ceea ce înseamnă ofertă foarte variată, așa cum probabil dumneavoastră știți, da, o să spunem pentru telespectatorii dumneavoastră, de la inginerie la educație fizică, de la medicină la drept, de la sociologie la psihologie. Gama este atât de variată încât aproape orice domeniu poate fi regăsit în oferta Universității Transilvania din Brașov. Mă gândeam acum la cei care dau bacalaureatul, au o vară fierbinte, așa, și vara asta fierbinte se transferă și la universitate. Din câte observ, nimeni nu pleacă în nicio vacanță, toată lumea stă și muncește și se pregătește, ca să zic așa. Noi sperăm să avem și un pic de vacanță. În luna august, când se termină practic faza a doua, există o perioadă de relativă acalmie în care mai sunt doar mici modificări și doar o parte dintre colegi vor rămâne în activitate, urmând ca până în data de 5 septembrie să finalizăm prima admitere din acest an, cea din vară. Avem locurile de care am pomenit, 2750 de locuri, nu sunt deloc puține, dacă mă întrebați pe mine. De asemenea, mai sunt și cei care intră pe locuri cu plată, nu? Acum, sau cu taxă, cum se zice. Cel mai scump ar fi la muzică și la medicină, 5500 de lei. La medicină, înțeleg, și la muzică, adică... Bun, acum sunt și aici două lucruri care trebuie precizate. E vorba de programul de medicină de la Facultatea de Medicină și programul care necesită la muzică o relație student-profesor, dacă vreți, aproape un profesor la un student, este vorba de interpretare. Pentru că atât la medicină, la celelalte programe, asistență medicală, balneofiziochinetoterapie, laborator, cât și la muzică, pedagogia, de exemplu, au taxe mult mai mici în condițiile în care, evident, se lucrează cu un număr mai mare de studenți. Știți cum sunt televiziunile? Vor să dea prețul cel mai mare. Da, numai că noi totuși vorbim de educație și atunci poate că prețul cel mai mare nu este elementul cel mai important pe care trebuie să-l luăm în calcul, ci este foarte importantă oferta și ceea ce se poate întâmpla, ce pot să facă studenții care devin
sau care sunt studenți în universitatea noastră. Corect. Asta era o glumă ca o paranteză, așa, sau o paranteză ca o glumă. De asemenea, mai sunt, pe lângă locurile la învățământ cu frecvență normală, obișnuită, mai sunt disponibile 950 de locuri la 6 facultăți pentru învățământul la distanță și 435 de locuri la învățământul cu frecvență redusă, drept, educație fizică și sport, inginerie mecanică și inginerie a lemnului. Deci o ofertă extrem de bogată. Evident. Și inclusiv pentru cei care lucrează există această posibilitate, de aceea există învățământul la distanță și cel cu frecvență redusă, ceea ce înseamnă că sunt tutoriale în care se întâlnesc față în față cu profesorul, în special pentru laboratoare, dar sunt facilități pentru cei care vor să și lucreze în timpul studiilor. Sunt din ce în ce mai mulți, probabil, mă gândesc. Sau da, e undeva, există o balanță? Din păcate, chiar și din cei care vin la studiile cu frecvență, o parte dintre ei lucrează part-time sau lucrează full-time. Până la urmă, dacă acest lucru nu împietează asupra modului în care se pregătesc, nu cred că este o problemă. Inclusiv când eram student, am avut un coleg care a terminat medicina, fiind în perioada studenției, în marea majoritate a timpului lucrând ca și asistent medical, el neavând alte posibilități de a se susține în facultate. Deci există astfel de situații. E foarte important însă să-și prioritizeze la un moment dat opțiunea și evident să nu fie doar un apendice venitul la facultate și învățatul. Ar fi și destul de ciudat, zice, hai să nu folosim un termen mai dur, dar nu cred că ar fi, dar n-ar avea rezultate. N-ar avea rezultate și până la urmă eu cred că ei încep încet încet să-și dea seama și să încerce să le armonizeze, dar marea majoritate, din fericire, cel puțin la învățământul cu frecvență, nu și lucrează sau cel puțin nu lucrează full-time, ceea ce este foarte bine pentru ei, pentru că mai au timp de studenție, mai au timp să și învețe, să aibă și alte activități extracurriculare, ceea ce cred că e important până la urmă. Există o sumedenie de activități de genul ăsta extracurriculare la Universitatea Transilvania. Eu am întâlnit destul de multe, unele chiar că de la muzică, dacă tot am pomenit de muzică, au la universității, s-a transformat în timp într-un loc frumos în care se întâmplă niște lucruri interesante, concerte și așa mai departe. Așa este. Suntem practic singura universitate care nu este Academie de Muzică, care are o stagiune de concerte a universității. În fiecare lună există cel puțin un concert. În plus, sunt și alte activități la care studenții pot să participe, de la cele ale asociațiilor studențești din universitate până la, dacă vreți, deja aș spune la fel de celebru AFCO, absolvenții în fața companiilor, care a însemnat o deschidere și o apropiere a studenților de viitorul loc de muncă. Corect. Și s-a încheiat și cu un concert cu Vama pe colina universității, da, adică extracurricula e prezent acolo. Da. În fiecare an, domnul prorector Daniel Munteanu are grijă să fie o altă ofertă din acest punct de vedere. Da. Apropo de asta, studenții, absolvenții în fața companiilor, mi se pare că aici ar fi strategia cel mai importantă pentru o universitate. Nu vorbim neapărat de Universitatea Transilvania, dar pentru orice universitate. Piața muncii cere și reglează în același timp curricula. Pe așa cât este posibil. Acum nu știu dacă e posibil 100%, dar... Nu, evident, și nici nu e bine să fie 100%, pentru că trebuie să existe un echilibru între elementele de teorie și de practică. Pe de altă parte, evident că nu contează ce dorește o singură companie. Pe de altă parte, însă, începând de 2 ani de zile, noi avem masterate în care curricula este gândită împreună cu mediul de afaceri. Și cred că acest lucru devine foarte important, pentru că dacă în licență se pun bazele pregătirii și ele trebuie să fie cât mai generale, astfel încât viitorul absolvent să poată să acceseze cât mai multe locuri de muncă, odată cu masteratul trebuie să apară și o anumită specializare a acestuia, lucru care într-adevăr trebuie făcut mult mai mult în corelație cu mediul de afaceri și mai ales nu cu o singură companie. Deci asta a fost una dintre elementele de care am ținut cont, pentru că e foarte important să-i lași omului
opțiuni. Exact vorba. Mai multe uși deschise, nu una singură. Și atunci se poate, exact, se poate să aleagă în continuare. Da, ar fi și destul de greu ca o singură companie să absorbă atâta forță de muncă, adică probabilitatea ar fi destul de mică. Să mă gândesc totuși că implicarea asta a mediului de afaceri este benefică și pentru universitate, este benefică și pentru studenți, dar este benefică pentru societate în general. Așa este și trebuie să remarcăm totuși în ultimii ani că inclusiv în România a apărut, dacă vreți, fenomenul mutării de la o companie la alta. Dacă părinții noștri au intrat pe porțile unei fabrici și au ieșit la pensie tot de acolo sau maxim s-au mai dus în altă parte pentru că s-au mutat din diverse motive, la ora actuală nu mai există această stabilitate și poate că pentru generațiile lor este greu de înțeles, dar pentru generațiile actuale este văzută până la urmă și ca o oportunitate de dezvoltare în carieră. Da, planul personal trebuie să rămână și dezvoltarea asta personală până la urmă. Aici deja se împletesc lucrurile, cum probabil că ați văzut și noastră, chiar și în rândul studenților, dar și a absolvenților. Planul personal se împletește de cele mai multe ori cu cel profesional și reușim din ce în ce mai greu să le delimităm cumva, să avem o viață personală, reală, strictă și o viață în business sau, dacă ești angajat undeva, tot așa, undeva să pui o barieră. Nu se mai poate lucrul ăsta, cel puțin în ultima vreme. Iar dezvoltarea asta de care ziceți dumneavoastră este absolut normală. Omul trebuie să se miște spre locuri unde este mai bine financiar, se dezvoltă mai bine profesional până la urmă. Cred că de asta s-au cam schimbat vremurile. Sau la capitolul ăsta s-au schimbat vremurile. Așa este. Și lucrul ăsta se întâmplă în mod firesc și în alte țări, deci nu este nici măcar o inovație. N-am inventat noi roata asta. Cu siguranță. Ca multe alte roți nici pe asta. Da. Mai vreau să discutăm un pic despre cazarea studenților care vin din alte părți, dar o să începem chiar cu studenții care vin din alte părți. De pe unde mai vin elevii, foștii elevi, da, absolvenții de liceu către Universitatea Transilvania? Presupun că județele limitrofe sunt pe primul loc. Da și nu numai. Să știți că avem în fiecare an studenți care vin cam din toate județele țării, în număr evident diferit. Mult mai mult din județele limitrofe, avem destul de mulți care vin din zona Buzău, din zona Târgoviște, Ploiești, din zona Covasnea-Harghita avem. Deci, evident că există această dominantă, dacă vreți. Pe de altă parte, s-a întâmplat și în alți ani să avem din Cluj sau din Iași sau din Galați, acolo unde de fapt există astfel de facultăți similare, dar uneori elevii își doresc să scape un pic de sub tutela părinților și atunci preferă să se ducă la o altă facultate. Deci există acest fenomen, dar evident că el este mult mai puțin important decât în cazul celor care sunt din Brașov și din județele limitrofe. Da, acum cred că undeva se împar lucrurile astea. Sunt într-adevăr unii care vor să scape și de acasă, că ești, băi, atâția ani. Vă se împărețea de socializare o fotografie cu o tânără. Nu știu cât de mult contează pentru ea viitorul, dar scria că s-au terminat cei 12 ani de liceu. Deci, asta era așa ca o paranteză. Dar după 12 ani de școală, nu neapărat de liceu, după 12 ani de școală, probabil că unii simt nevoia să schimbe un pic mediul. Da, alții pe de altă parte preferă să rămână acasă și să poată să plece cu o bursă Erasmus în străinătate, de exemplu, care poate fi de la 6 luni până la un an, sau să beneficieze, probabil că mulți dintre elevi deja știu, de așa numitele mobilități interne, pot să facă un semestru, de exemplu, la Cluj sau la București, în condițiile în care, evident, există această recunoaștere a creditelor, inclusiv la nivelul țării. Da, și pe de altă parte, cred că și Universitatea Transilvania, acum nu sunt cu periuța, să ne înțelegem, că nu prea e genul meu, dar eu cred că și Universitatea Transilvania din Brașov are un renume, așa cum Brașovul în sine, ca și oraș, are un renume la nivel național, probabil că și Universitatea Transilvania a ajuns la urechile celor care poate termină un liceu sau poate celor care îi îndrumă în viață. De ce nu? Și li se recomandă să vină la Brașov?
Da, există o serie întreagă de oportunități, de la orașul care arată din ce în ce mai bine și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Când intri în Brașov, este impresia că ai intrat într-un oraș care este îngrijit, în care ți-ar place să stai. Centrul vechi este frumos, chiar dacă mai sunt clădirile care nu sunt încă renovate, dar el are un aer patriarhal și plăcut. Pe de altă parte, universitatea face tot ceea ce poate pentru ca viața studențească să fie una nu minimală. Și atunci cred că pentru mulți dintre studenți acest lucru este foarte important. Mai ales acum pe rețelele astea de socializare, oricând poți să întrebi un prieten care e student la Brașov: băi, aș veni la Brașov, dar eu sunt din Galați sau sunt din Iași, unde e Iași, un centru universitar de renume la nivel național și nu numai, nu? Deci aș veni la Brașov. Poate găsesc un job la terminarea facultății mai bun la Brașov decât la Iași, poate e altfel viața la Brașov, aerul mai curat, ce știu eu. Și pe rețelele de socializare, probabil că sfaturile astea vin destul de rapid. Da, mai sunt prietenul, prietena care vrea în altă parte, deci sunt uneori opțiunile sunt foarte variate. Însă, într-adevăr, numărul celor care vin din alte centre universitare nu este foarte mare din acest punct de vedere. Ați pomenit de mobilitatea asta națională, dar mai ales internațională, prin Erasmus. Universitatea Transilvania în top 10 la mobilitate internațională. Da, a fost pentru noi o surpriză foarte plăcută. Faptul că de curând Uniunea Europeană a realizat o, nu neapărat ierarhizare, dar dacă vreți, a precizat cam care sunt mobilitățile și câte mobilități au fost efectuate la universitățile din întreaga Europa, iar Universitatea Transilvania a fost în primele 10%. Lucrul este, dacă vreți, important și pentru că arată faptul că noi ne-am dorit ca studenții noștri să aibă o experiență din altă parte. Eu cred că e foarte important nu numai să-ți faci facultatea într-un centru universitar bun, ci este la fel de important să ai cât mai multe experiențe. Ori aceste experiențe nu poți să le ai numai la tine acasă. E o vorbă românească care spune că nu poți să fii doar profet la tine, că e frumos, dar e ineficient pe termen lung. Și atunci, inclusiv pentru dezvoltarea în carieră, pentru ceea ce înțeleg că pot să facă în meseria lor, este foarte importantă această plecare. Practic, Universitatea Transilvania este pe locul 4 în România în privința mobilităților și acest lucru este foarte bun pentru că realmente îți schimbă mentalitatea. Eu mi-aduc aminte de prima dată când am predat în altă parte, în Finlanda, când m-am dus cu concepțiile din România, cât trebuie, cât de mult, cum trebuie să le spui, să le dai toate amănuntele, să nu cumva să uiți virgula, punctul și dacă se poate să pui acolo cât mai mult să înghesui. Cea cu care colaboram m-a chemat după prima oră și m-a întrebat: ai vrut să predai pentru jumate de semestru? Nu? Cred că da. Și atunci am înțeles foarte bine un lucru, că experiența lor, și Finlanda este totuși recunoscută pentru nivelul în care a ajuns educația, experiența lor a arătat că cu cât e mai sistematizat, cu cât le explici ce e esențialul și le spui de unde să ia restul, cu atât mai mult înțeleg mai bine și sunt mult mai multe avantaje. Și vă spun sincer că mi-am schimbat stilul de a preda după această primă experiență. Ori același lucru se întâmplă și cu ei. Când te duci, vezi ce fac ceilalți profesori, îți dai seama, poți să compari. Și nu compari doar cu profesorii din școala ta, compari cu alți profesori, vezi ce-ți cer ei, ce se cer în alte părți, poți să-ți schimbi mentalitatea și poți să vezi altfel lucrurile. Da, era mintea mea să năștea așa o întrebare pe care am mai pus-o aici în emisiune. Pot și profesorii să învețe, să se schimbe? Evident. Indiferent de câți ani au la catedră? Dacă nu fac lucrul ăsta, eu cred că nu au ce căuta la catedră. În fiecare an, cu fiecare generație pe care o am, eu mai învăț câte ceva.
nu cred că te schimbi fundamental. Ești totuși un om format care are anumite caracteristici, dar în fiecare an mai înveți ceva din relația pe care a avut-o cu generația respectivă. Iar schimburile de experiență cu colegii din alte părți sunt absolut benefice pentru că îți dai seama și cum văd alți studenți, cum percep studenții, sunt mult mai deschiși când vine un profesor din afară. Nu o să le evalueze, nu se mai întâlnește cu el. Relația este și alta. Și un contact academic, dar la un alt nivel. Da, și este... pot mult mai ușor să se deschidă și să spună ce au de spus. E mai friendly toată treaba până la urmă. Da, și plus că, pentru că dădusem exemplul Finlandei, acolo relațiile chiar sunt unele foarte apropiate între profesor și elev și ei spuneau întotdeauna, bine, foarte decent, pentru că la noi asta este problema. Până la urmă, eu cred că e foarte important ca studentul să spună ce are de spus. Doar că, evident, trebuie făcut totul într-un mod de respect reciproc. Că până la urmă, în măsura în care eu îi respect pe ei, am pretenția ca și ei să mă respecte pe mine. Și cred că în condițiile respective lucrurile sunt pozitive și dintr-o parte și din cealaltă. Absolut corect. Noi avem de învățat un exercițiu și aici eu nu pot să uit anii de comunism. În care eram învățat într-un anume fel, aveam niște ochelari de cal și mergeam înainte. Lucrurile s-au mai schimbat, dar noi am sărit calul ăla. Am sărit calul care purta ochelarii și acum au ajuns tot felul de elevi, mai puțin se întâmplă în mediul universitar, dar presupun că se întâmplă și acolo. Se duc acasă, se plâng de tot felul de chestii și te trezești la ușă la ușa de la birou, mă rog, la școală, cu părintele foarte indignat și supărat că odrasla lui, cel mai deștept copil din lume, a fost apostrofat sau a luat o notă mai mică. Asta se întâmplă în România. Aici cred că noi greșim destul de mult. Da, probabil că are. Acum mi-este greu să vă spun. Eu am avut profesori inclusiv în generală cu care făceam brigadă, teatru și atunci evident că și noi aveam o altă relație cu ei, inclusiv n-am fost într-o clasă, a fost într-o clasă foarte bună din punct de vedere al învățăturii, n-am fost într-o clasă foarte cu minte, adică am făcut chiar și ore la un moment dat în curtea școlii ca așa să ni se aducă aminte că totuși nu trebuie să ridicăm toată școala, dar cred că am avut probabil această șansă de a avea profesori care ne-au încurajat să spunem ce avem de spus în mod decent. Nu toți, evident. Și nici nu cred că putem fi toți oamenii la fel. Adică, evident, vom avea în continuare oameni care cred că rolul lor este să fie la catedră și a celorlalți este să fie în bancă. Dar până la urmă în fiecare generație există oameni cu care se poate și discuta și ăsta e un lucru foarte important. Da, este extrem de important pentru că până la urmă, așa cum spuneați dumneavoastră, relația dintre un profesor și elev se bazează și pe o discuție liberă. Sunt cazuri specifice, sunt poate studenți care nu schimbă două vorbe cu profesorul lor până la sfârșitul celor 3 sau 4 ani de facultate sau la medicină chiar mai mult. Nu au genul ăsta sau poate nu au comunicare, nu au abilitățile de comunicare necesare. Însă atunci când vorbești trebuie să stai în pătrățica aia democratică, reală, democratică, dar care implică foarte mult bun simț. Și noi aici cred că avem o problemă, noi români. Nu știu, poate că mai văd eu și da, lucrurile mai negre. Din nou n-aș vrea să generalizăm. Nu, nici eu nu generalizez. Eu cred că și în generațiile actuale sunt foarte mulți copii valoroși care chiar știu să facă, care știu inclusiv să pună problema, care știu cum să comunice, care știu în momentul în care, să zicem, la un moment dat au fost un pic agresivi și își dau seama singur de lucrul ăsta. Până la urmă, ei sunt încă în perioada de formare și eu cred că nu trebuie să fim foarte duri din acest punct de vedere. Eu n-am întâlnit încă studenți, să zicem, atât de duri. E adevărat, pe de altă parte, că există la un moment dat și incompatibilități între profesor și student. O să spun un lucru pe care îl spun eu de obicei, nu trebuie să ne iubim, trebuie doar să ne respectăm și cred că ăsta e un lucru pe care trebuie să-l învățăm cu toții.
Acum nici n-aș vrea nici să vin undeva specific, nici să generalizez prea mult, pentru că sunteți la medicină. Eu cred că la medicină, acolo, relația dintre student și profesor trebuie să fie una foarte strânsă. Adică se transmite un gen de informație care este vitală pentru societate. Copilul ăla când termină facultatea și ajunge rezident și trece prin toate fazele prin care trec studenții până ajung niște doctori de renume, acolo cred că relația dintre profesor și student este un pic alta. Da, bine. Acolo, evident, nu ne putem juca cu nivelul de cunoștință. Deci nu putem să spunem o să mai investe. Pe de altă parte, ce trebuie să învețe fiecare student este că odată cu terminarea școlii, nu înseamnă că au terminat de învățat, indiferent ce profesie și-au ales. Corect. Și asta cu învățatul merge și la studenți, merge și la profesor. Cred că merge la orice om care are, sau mă rog, care are dorința asta de a-și folosi da, mintea în continuare. Să nu vă închipuiți că profesorii nu învață. Eu sunt convins că învață mai mult decât studenții. Eu așa cred. Cu certitudine. Deci nu poți să te duci la un curs și cel puțin să nu te uiți peste... E clar că nu poți să faci curs din amintiri. Este... Da. Chiar dacă, acum să zicem că există această obișnuință rutina. Cu prezentările, cu... Da, la un moment dat, chiar și la prezentări. Pe mine, dacă mă întrebați, eu nu cred că spun același lucru pe slide-urile respective, pentru că n-aș avea cum să spun identic același lucru. Evident, conținutul e același. Dar și pentru profesor este un exercițiu. Plus că în fiecare an apar lucruri noi pe care trebuie să le incluzi în cursul tău. Nu poți să rămâi cu același curs de 20 de ani. Corect. Chiar dacă e istoria medicinii, să știți că și acolo, și mai, acolo apar mai apar lucruri. Da. Se mai stinge din viață, cât o somitate în domeniu trebuie să-l pomenești până la urmă, sau chiar dacă e în viață în continuare, tot trebuie pomenit. Ce are o descoperire extraordinară, nu revoluționară, intră în analele domeniului, nu poate să rămână pe din afară. Niște sfaturi așa în ultimele minute, niște sfaturi pentru cei care vin să se înscrie la Universitatea Transilvania. Îi așteptăm cu mare drag și ceea ce le doresc este să se gândească foarte bine spre ceea ce vor să se îndrepte, pentru că dacă o să vor să facă toată viața un anumit lucru, este bine să-l facă pentru că și-l doresc și pentru că realmente le place. Da, asta e cel mai bun sfat pe care eu nu l-am primit, știți? Pe mine, părinții mei vreau să mă dea neapărat să facă doctor din mine și eu n-aveam nicio dorință de genul ăsta. M-au trimis pe la liceu sanitar, adică să o iau de jos, nene, și nu a fost să fie. Bine, aici e o paralelă. Eu m-am dus la liceul sanitar pentru că am vrut să mă convinc că îmi place. Deci... Corect. Da. 18-24 iulie sunt înscrierile, nu? Corect. Apoi 25-27 probele practice și probele scrise la facultățile unde se susțin astfel de teste. Afișarea listelor cu candidații admiși pe 27 iulie la toate facultățile. Taxa de înscriere variază între 150 și 200 de lei. Lucrurile astea le vor mai afla viitorii studenți. Sigur, există foarte multe informații, de altfel pe site-ul universității, la secțiunea admitere, absolut toate informațiile sunt transparent puse acolo și se realizează și o înscriere online pentru cei care doresc. Eu cred că cei care chiar o pre-înscriere online. Da. Cei care chiar își doresc știu ei în momentul ăsta, nu mai stai să uite la noi la emisiune și zic că ce ar fi să mă duc la facultate? Dacă tot a fost doamna Rogozea, am mai zis și Ghiță trei lucruri, gata, nene, mă duc la facultate, că nu cred că e da. Cazul. Dar cine știe? Sigur. Cine știe? Poate era cineva care nu era convins până în acest oricum, moment. Vă propun ca la anul emisiunea să o facem în luna octombrie, când începe școala. Da, știi ce vă propun? Eu să mai facem încă un an octombrie, că facem nu trebuie să așteptăm octombrie. Anul tocmai viitor. Tocmai și ca să prezentăm exact și programele și oferta pentru cei care, de fapt, atunci
cel mai târziu se hotărăsc unde vor să meargă. Sau cei care sunt clasa 11-a, nu? Și ia să vedem, să știm. Probabil că oricum există o legătură între universitate și liceele brașovene, colegii naționale sau licee în ceea ce privește oferta școlară a universității. Așa aici nu-mi fac eu griji, așa cum liceele și colegiile naționale merg să-și facă reclamă. Poate sună ciudat, dar e bine, sună normal din lumea asta în care trăim. Își fac reclamă la generală, nu la școala generală, să vină elevii, să pună una să învețe, să ajungă oameni mari. Mulțumesc frumos, succes în continuare în vara asta fierbinte. Mulțumesc foarte mult. Da? Mulțumim frumos doamnei profesor conferențiar universitar dr. Liliana Rogozea, prorector al Universității Transilvania din Brașov, pentru prezența în emisiune. Ați văzut că n-am greșit cu nimic la început de emisiune când am spus că o să primim exact informațiile de care avem nevoie. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.